rezoluție împotriva României a fost adoptată în Parlamentul European. Practic, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, această rezoluție pentru țara noastră? Deci nu este o rezoluție împotriva României. Dimpotrivă, este o rezoluție în care Parlamentul European cere guvernului și majorității parlamentare să respecte democrația, să respecte drepturile și libertățile individuale, să respecte independența justiției, să respecte accesul neîngrădit al cetățeanului la justiție. Uitați-vă la rezoluție. Ce cere? Condamnă agresiunea contra cetățenilor cu ocazia mitingului din 10 august și solicită identificarea responsabililor. Solicită încetarea oricărei agresiuni împotriva societății civile și împotriva organizațiilor neguvernamentale. Solicită respectarea libertății de exprimare. Solicită independența justiției. Adică sunt exact lucrurile pe care și noi le cerem aici și care sunt în interesul general. Deci Parlamentul European nu numai că n-a adoptat o rezoluție împotriva României, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cere autorităților din România, în cadrul european al valorilor, tratatului Uniunii Europene, al principiilor care stau la baza funcționării Uniunii Europene și al regulamentelor aflate în vigoare, să respecte drepturile și libertățile individuale ale cetățenilor. Partidul Național Liberal, deși inițial nu am susținut inițierea unei moțiuni sancționatorii la adresa României, văzând conținutul acestei rezoluții, practic am votat, pentru că noi reprezentăm acolo pe cei 80% care sunt profund nemulțumiți de ce se întâmplă astăzi în România și de modul în care clanul Dragnea își bate joc de țara asta. Rezoluția Parlamentului European nu trebuie privită doar ca rezoluție. Pe lângă rezoluția din Parlamentul European, avem raportul mecanismului privind mecanismul de cooperare și verificare, care arată clar că România s-a întors aproape cu 10 ani în urmă, că toate progresele care au fost făcute în materie de independență a justiției, în materie de respectare a drepturilor și libertăților individuale, în materie de luptă anticorupție, de cadru general luptă anticorupție, în materie de non-implicare a politicului în controlul asupra justiției, toți pașii ăștia care s-au făcut înainte de la integrarea României în Uniunea Europeană, practic acum România a dat înapoi. Și nu întâmplător, uitați-vă, că în timp ce se aud din ce în ce mai multe opinii favorabile despre integrarea Bulgariei în Schengen, despre noi aproape că s-a închis subiectul. Iar în timp ce Bulgariei se oferă șansa de a scăpa de sub mecanismul de cooperare și verificare în 2019, în raportul privind mecanismul de cooperare și verificare pe România, lucrurile s-au înrăutățit dramatic. Și, din păcate, reacția lui Dragnea, lui Tăriceanu, asta v-am să vă și reacția lor arată că n-au înțeles nimica și că, de fapt, prin comportamentul lor anti-european, în care resping orice fel de posibilitate să se plieze pe recomandările formulate în raport, și în rapoartele Comisiei de la Veneția și în rezoluția Parlamentului European, din păcate își șubrezesc grav poziția României la nivel european și fac aproape imposibilă obținerea de avantaje pentru români în negocierile și discuțiile care vor avea loc și mai ales pe perioada președinției Consiliului Uniunii Europene, președinție care va fi deținută de România 6 luni, când de regulă țările pot să obține anumite câștiguri, anumite avantaje deținând președinția. În momentul de față, din cauza lui Dragnea și a lui Tăriceanu, România este oarecum pusă la colț, pentru că tot ceea ce fac ei se cuantifică, chiar dacă România nu e judecată numai după ei. Dar ei fiind majoritar astăzi și având guvernarea, în mare parte toate acțiunile lor produc consecințe și, din păcate, produc numai consecințe negative. Vă dau numai două exemple. Candidatul la președinția Comisiei Europene, știți că marile familii politice au obiceiul să propună candidați la președinția Comisiei Europene, care se prezintă în campanie ca toți cetățenii Uniunii Europene din toate țările componente să cunoască candidați. Candidatul Partidului Social-Democrat European la președinția Comisiei Europene, cine credeți că e? Frans Timmermans. Cel mai critic reprezentant al Comisiei Europene privitor la gravele
încălcări ale independenței justiției săvârșite de Dragnea. O situație destul de delicată Dragnea fiind pentru președintele PSD. PSD. Eu nu pot să înțeleg cum o să poată să vină Timmermans în România să facă campanie socialiștilor cu Dragnea la butoane în condițiile în care Timmermans, repet, a fost unul dintre cei mai mari critici ai politicilor lui guvernelor conduse de Dragnea. Că știe toată lumea că Dragnea, de fapt, conduce informal guvernul. În aceea situație, Tăriceanu, liderul grupului parlamentar ALDE, de la nivelul Parlamentului European, Guy Verhofstadt îl cheamă. Un om extrem de influent la nivelul ALDE în Parlamentul European, spus cu subiect și predicat, după întâlnirea cu Tăriceanu, că i-a comunicat lui Tăriceanu că trebuie respectate întocmai și necondiționat recomandările cuprinse în mecanismul de cooperare și verificare. Mai mult decât atât, a lansat un avertisment care nu este obișnuit în limbajul diplomatic, în care i-a atras atenția să nu promoveze iliberalism, adică antiliberalism, și a spus nu în numele nostru și nu cu numele nostru. Adică, practic, i-a arătat ușa. I-a spus că dacă nu respectați recomandările, vă dăm afară din ALDE. Asta a fost declarația clară a lui Guy Verhofstadt, care reflectă în mare parte exasperarea care există la nivelul formațiunilor politice care compun ALDE la nivel european față de comportamentul acestei grupări care parcă face parte din gruparea extremiștilor eurosceptici. În afara diplomației instituționale, la nivelul Uniunii Europene are o mare importanță diplomația politică. La nivelul Parlamentul European, Comisiei Europene, există familii politice, grupări politice care se asociază pe baza unor similitudini în materie de doctrină, de ideologie. Cele mai mari familii politice sunt Partidul Popular European, care practic reprezintă dreapta europeană, ALDE, care reprezintă liberal-democrații, așa se numesc, în general partide mai degrabă de centru-centru-stânga, care sunt atașate mai puțin de liberalismul clasic, care e una din bazele Partidului Popular European, cât de la diferitele tendințe socializante ale formelor inițiale ale liberalismului, materializate în doctrina statului social, doctrina bunăstării, statului bunăstării generale, care sunt mai degrabă alunecări spre stânga. De asemenea, e familia social-democrată, familia ecologistă. Sigur, mai sunt grupări mai puțin importante, cea mai importantă fiind cea a extremiștilor eurosceptici, dar care nu are o atitudine foarte clară din punct de vedere al valorilor, principiilor, ideilor care compun. Singura forță politică din România care este respectată și care este ascultată și care poate să influențeze decizia în familia politică în care este reprezentat, este Partidul Național Liberal, de departe. Noi, în Partidul Popular European, suntem un partid apreciat, avem relații extrem de bune, atât la nivelul conducerii PPE, cât și la nivelul conducerii partidelor care compun Partidul Popular European. La asta se adaugă, repet, faptul că Partidul Popular European este cel mai puternic partid la nivel european. Astăzi, PPE deține președinția Comisiei Europene prin Jean-Claude Juncker, deține președinția Consiliului European prin Tusk, Donald Tusk, deține președinția Parlamentului European prin Antonio Tajani. Deci, practic, PPE-ul e la conducerea principalelor instituții ale Uniunii Europene astăzi și capacitatea de influențare a deciziilor la nivelul instituțiilor europene este foarte mare folosind acest canal al diplomației politice. Acum, ori interesul românilor este să fie cât mai bine reprezentați. Astăzi, PSD și ALDE sunt marginali. ALDE îi se arată ușa, lui Tăriceanu îi se arată ușa, nu e băgat în seamă, nimeni nu îi mai respectă, ba chiar sunt nefrecventabili. Gândiți-vă că nici Tăriceanu nu a fost la Congresul ALDE și nici Dragnea nu a fost la Congresul Socialiștilor Europeni. Nici măcar nu au fost la Congres. Eu am fost la Congresul PPE și nu că m-am dus acolo pe post de spectator.
Acolo am avut întâlniri bilaterale cu 3 prim-miniștri, am avut întâlniri bilaterale cu 5 comisari europeni, am avut întâlniri bilaterale cu șefi de grupuri parlamentare din grupuri majoritare în Parlament, în țări extrem de importante de la nivelul Uniunii Europene. Toate aceste relații, toate aceste discuții, toate aceste întâlniri bilaterale nu le-am folosit ca să îmi apăr eu un interes personal, ci prezentând punctul de vedere pe care îl avem privitor la interesele României la nivelul Uniunii Europene. Acum, în acest context, cum credeți că se va descurca România la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene? O să fac o glumă. Miniștrii din celelalte țări nu o să poată să identifice greșelile gramaticale ale miniștrilor din cabinetul Dăncilă, pentru că vor beneficia de translatori și translatorii nu traduc greșelile gramaticale. Adică lucrurile vor merge bine din perspectiva asta. Ce să vă spun? Ce poate să facă la nivelul unui Consiliu de Miniștri un ministru nou? Vă dau numai un exemplu. Va fi numit ministrul transporturilor nou. Păi, dar nici nu o să înțeleagă bine ce minister conduce. Dar apoi să poată să reprezinte niște interese ale României în conducerea Consiliului de Miniștri pe transport. O să fie acolo așa, o să fie pe post de figuranți. O să conducă, dar fără să aibă vreo agendă bine pusă la punct și fără să știe foarte bine ce interese să susțină și mai ales fără să fie cunoscuți de partenerii lor. Pentru că și asta e foarte important. Relațiile internaționale, este important să fii cunoscut, este important să ai relații, este important să ai capacitatea de a purta o discuție și într-un cadru formal, dar și într-un cadru informal, cu colegi de a căror poziție depinde adoptarea unei decizii favorabile României. Ori lucrurile astea nu se întâmplă. Nu poți pune niște nei ca nimeni care n-au niciun fel de expertiză în domeniu, niciun fel de recunoaștere internațională, care nu-și cunosc domeniul de activitate. O să conducă, dar o să fie formală, pur și simplu, deținerea acestei președinții. Vă mai spun un lucru. Cel care coordona politic întreaga agendă a României și mai ales obiectivele pe care trebuia să le urmărească reprezentanții guvernului la nivelul consiliilor de Consiliul Uniunii pe ministere, consiliilor ministeriale, era cel care și-a dat demisia, Negrescu. Gândiți-vă că abia ce a fost numit un ministru nou, Ciamba, care îi trebuie numai să se familiarizeze cu agenda, cu toate etapele pregătitoare. Va fi foarte complicat. Sigur că formal nu o să existe incidente majore, dar vom rata ocazia de a folosi această perioadă de 6 luni în care deținem președinția Consiliului Uniunii Europene pentru a obține lucruri favorabile pentru România. Și oricât de credibil este Iohannis, aici vă spun, singurul lider care deține astăzi o funcție în statul român care este credibil la nivel european este Klaus Iohannis, dar oricât de credibil este Klaus Iohannis, oricât de bune relații are cu lideri importanți din țările Uniunii Europene sau cu lideri importanți care dețin funcții la nivelul Uniunii Europene, nu poate să suplinească cu un amatorism, o lipsă de competență și mai ales o, să spun, o lipsă de pregătire a exercitării care ar fi trebuit făcută la nivel guvernamental, nu la nivelul președinției. Dar am văzut că, în egală măsură, Finlanda s-a oferit să ne ia acest povară. Nu, asta a fost un semi-fake news. E un semi-fake news. Nu e... Niciodată Finlanda nu a urmărit să preia președinția Consiliului. Deci nu credeți în acesta? Că nu cred. Știu foarte bine ce s-a întâmplat. Premierul finlandez, care, by the way, e coleg cu Tăricianu în ALDE, premierul finlandez, întrebat fiind dacă Finlanda este pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene mai devreme, în cazul în care România nu va exercita președinția, a spus că Finlanda poate să se pregătească și să preia, dar n-a spus că va prelua președinția în locul României. De altfel, nici nu prea există un mecanism prin care unui stat să nu-i se permită să exercite președinția rotativă. A existat un singur caz de retragere benevolă. Nu a fost un caz în care să ia o decizie la nivel european în care să nu-i se permită unui stat să exercite președinția rotativă. Nu. România va exercita președinția Consiliului Uniunii Europene. Nu ne va împiedica nimeni. Repet, problema este că
nu vom fructifica oportunitățile și șansele pe care ți le oferă deținerea acestei președinții a Consiliului Uniunii Europene în condițiile acestei, cum să zic, caricaturi de guvern. Domnule Ludovic Orban, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc de invitație.